aș fi prudent să spun că stăpânirea străină este neapărat defavorabilă dezvoltării economice. Și unul din exemple nu este dinainte de 1800, dar este exemplul întemeierii sau punerii în funcțiune a primelor căi ferate în teritoriile românești. Prima cale ferată, vă dau vestea, că a fost în Banatul cu stăpânii de austrieci. După aceea, a doua a fost în Dobrogea Otomană. După au venit altele în Transilvania și în Banat, adică în partea austriacă, iar statul român se înscrie pe un loc 3 la distanță prin inaugurarea căii ferate București-Giurgiu în 1869. La 9 ani după prima cale ferată din Dobrogea Otomană, la 15 ani după prima cale ferată din Banat, în momentul în care în Transilvania erau deja sute de kilometri de căi ferată, deci despre ce vorbim?